Sezonul estival nu aduce doar soare și relaxare, ci și costuri mai mari pentru cei care doresc să se bucure de vacanță pe litoralul românesc. Au intrat în vigoare noile tarife majorate pentru vacanțe, care aduc o creștere de aproximativ 15% comparativ cu anii anteriori. Operatorii de pe plajă nu exclud nici ei o posibilă creștere a tarifelor pentru șezlonguri, în acord cu tendințele generale ale pieței. Hotelierii consideră data de 1 iulie ca fiind începutul oficial al sezonului estival, ceea ce generează o creștere a cererii și implicit o ajustare a prețurilor. Această ajustare se traduce printr-o majorare de 10-15%, urmând ca până la 15 august să fie posibile alte modificări ale tarifelor. Pentru stațiunea Mamaia, o cameră la 3 stele pentru două persoane va porni de la 155 de lei pe noapte, în timp ce în Eforie Nord tariful va pleca de la 135 de lei pe noapte pentru o cameră dublă. Alți hotelieri se duc cu prețurile și mai sus. Au crescut tarifele cu 10%, camerele pornesc de la 500 de lei pe noapte pentru doi adulți cu mic dejun inclus. Operatorii de pe plajă nu exclud nici ei o posibilă creștere a tarifelor pentru șezlonguri în concordanță cu tendințele generale ale pieței. La șezlonguri avem un sistem de fidelizare al clienților. Le oferim un abonament celor care aleg să stea mai mult de 3 zile și în funcție de numărul șezlongurilor aceștia obțin o reducere. Noi tarife au un plan și proprietarii de restaurante și terase, posibil ca și la beach bar-uri, băuturile și snack-urile să fie mai scumpe. O bere costă 8 lei, un frappe 25 de lei, depinde cu, dacă vrei cu înghețată e puțin mai scump, este 30 de lei, cu rom alcool este 35 și tot așa. O apă este 7 lei. Și noi pe parcurs vom mări un pic prețurile. O ciorbă 22 de lei, felul 2 cu garnitură ajunge la 32 de lei, deci undeva la 55 de lei 60 și o persoană poate mânca felul 1, felul 2. Nu toți hotelierii aplică noile tarife simultan. Există o perioadă de 5-6 zile în care fiecare operator își ajustează prețurile în funcție de cerere și de vânzările înregistrate. Prețurile sunt destul de piperate. O bere la 375 de mililitri e 14 lei, de exemplu. Putem aproxima cât costă o zi la plajă? Maxim 300 de lei. Se ajunge cam la același preț, cazare, masă, ca și cum ar fi un all inclusiv în Turcia. Aceasta este prima rundă de majorări care modifică în special tarifele la recepție. Turiștii care au făcut rezervări prin agențiile de turism nu vor fi afectați de aceste modificări, beneficiind de prețurile stabilite anterior. O nouă ajustare a tarifelor este așteptată după data de 15 iulie, ceea ce înseamnă că turiștii trebuie să fie pregătiți pentru posibile creșteri suplimentare ale costurilor de cazare pe litoral. Cu toate acestea, un lucru este cert, cererea pentru vacanțe pe litoral a crescut semnificativ în weekendul care tocmai s-a încheia gradul de ocupare al hotelurilor de pe litoral a depășit 87%.